Aer proaspăt de munte, zăpadă intactă și priveliște amețitoare. Nimic nu egalează sentimentul de libertate pe care mi-l oferă schiatul. Chiar nu pot imagina o lume fără zăpadă. Putem să pretindem că suntem indiferenți, dar schimbările climatice există. Observăm deja că avem primăveri timpurii și ierni fără ninsoare. Se poate și altfel? Eu cred că da. Prin alegerile noastre de zi cu zi, putem face ca sporturile de iarnă să nu riște să devină o amintire a trecutului. De exemplu, pe mine mă interesează foarte mult alternativele la sistemele de încălzire pentru blocuri. Știm deja că termoficarea cu centrale individuale de apartament s-a dovedit dăunătoare din cauza emisiilor de carbon. Și cum am experiență în domeniul inovației și în dezvoltarea afacerilor, iată-mă astăzi antreprenor în tehnologii de încălzire eficiente energetic. Sună pompos, poate, dar e foarte practic. De curând am pornit în Brașov un hub modern unde producem module termohidraulice automatizate și sisteme care incorporează pompe de căldură pentru piața din Europa. Începutul nu a fost deloc ușor. De la găsirea unei locații accesibile pentru angajați, la formarea unei echipe care astăzi are aproape 40 de persoane și până la crearea unei culturi organizaționale în care a greși este îngăduit, drumul a fost anevoios. Provocări întâmpin și acum, mai ales din punct de vedere logistic. Transportul aerian sau naval este din ce în ce mai dificil, astăzi în noul context, iar noi integrăm multe componente din Europa și din China. În plus, majoritatea sistemelor pe care le livrăm în Europa sunt configurate pentru fiecare apartament în parte. Dar continuăm să avansăm indiferent de provocări pentru că avem un obiectiv bine definit. Sunt Daniela Richea, CEO al Evinox Technology Hub și cred că este timpul să facem pârtie pentru inovație. Inovația este unealta noastră a oamenilor de afaceri, prin care putem să valorificăm schimbarea chiar și la nivel climatic. Pentru că avem nevoie cu toții de o gură de oxigen sau de zăpadă sub tălpi iarna.